Care este situația cazurilor de COVID-19 în județul Hunedoara și câte amenzi au mai fost aplicate cetățenilor care nu au respectat regulile impuse de guvern în săptămâna care a trecut, aflăm din materialul următor. Prefectura Hunedoara informează că, potrivit datelor primite de la Centrul de Coordonare și Conducere a Intervenției Hunedoara, astăzi situația la nivelul județului nostru se prezintă astfel. Din 26 februarie, dată la care a început monitorizarea cazurilor de COVID-19, numărul celor infectați a ajuns la 629, iar 479 dintre aceștia s-au vindecat, fiind externați din spitalele în care au fost subtratați. Din păcate, în tot acest interval de timp, 69 de persoane au pierdut lupta cu virusul mortal. Tot în această perioadă de aproape 3 luni, 1266 de persoane au necesitat trimiterea în carantină, dar la această oră doar 125 de hunedoreni mai sunt în această formă de protecție. În aceeași perioadă au stat în izolare 7518 persoane, 744 dintre ele fiind și la această oră izolate.